De curând, șeful serviciului de ecarisaj din cadrul primăriei a mers la poliție pentru a depune o plângere, însă acolo a fost audiat ca acuzat. Mergând la poliția locală unde depusesem de la, Poliția Municipului Buzău, unde depusesem o sesizare pentru o mașină care descărcase câini pe podul dintre Mărăcinen și Vadu Pașii, am constatat că eu după 20 de zile am fost chemat să dau informații despre acea sesizare, dar pe loc am fost luat la cercetări pentru că acel domn din zona micro-14 depusese sesizare având un act din 2007 că adăpostul funcționează fără autorizație. Dacă în această situație problema a fost rezolvată cu explicații în urmă cu două zile, hingerii au fost atacați cu o rangă de către o buzoiancă iubitoare de animale. Pentru a scăpa nevătămați, îngrijitorii au chemat în ajutor echipajele poliției locale. Comic, în ghilimele să zic, caz la o sesizare făcută de administratorul căminului de la Zahăr, din zona industrială. Am deplasat echipajul și o doamnă, așa zisă iubitoare de animale, a coborât cu o țeavă să distrugă mașina cu care noi ne deplasăm la captură. Ar trebui să intervin pe 112, deoarece mă mă rog, anumite structuri erau ocupate și s-a deplasat un echipaj foarte repede și am reușit să rezolvăm această problemă. Angajații serviciului de ecarisaj și-ar dori ca pe viitor echipele care merg pe teren să fie însoțite atât de un reprezentant al direcției sanitar-veterinare precum și de un polițist local.